Salutări, oameni buni, și bine ne regăsim și astăzi în rubrica noastră. Astăzi vom începe prin a vorbi despre ceea ce se întâmplă în mod efectiv în stradă și apoi în partea a doua, firește, cum v-am obișnuit, vom vorbi despre piețe. Să începem cu ceea ce se întâmplă actual în stradă în aceste momente și analizând comportamentele tuturor participanților, vedem că este efectiv o scenă distopică dintr-un film de proastă factură hollywoodian. Pentru că avem de o parte un clivaj foarte adânc între fermierii mari, fermierii mici, da? Fermierii mari fiind, să zicem, reprezentați de asociații care au semnat un proces verbal, atenție, un proces verbal cu ministrul agriculturii. În același timp, fermierii mici își continuă acel protest neabătut și necontenit. Pe de altă parte, vedem autoritățile care nu știu efectiv ce să spună. Și vorbim aici, în primul rând, despre ministrul agriculturii, care repetă la nesfârșit faptul că va plăti subvențiile și că va plăti 100 de euro pe hectar de despăgubire pentru distorsiunea creată de Ucraina. Vedem, practic, și niște scene în care ministrul efectiv are o stare foarte puternică de, să spunem, neliniște și nervozitate și numește într-un fel anume protestatarii de la Afumați, după care vine și își cere scuze. Deci tragem niște concluzii aici, cum că lucrurile nu sunt chiar așa de simple precum par a fi și că de fapt sunt mult mai multe lucruri în spatele acestei stări de, să spun, de neliniște generată de ministrul agriculturii. Avem pe de altă parte premierul României, care în mod efectiv încearcă cu o atitudine, să spunem, umilă, să dezamorseze acest, să spunem, protest, acest conflict efectiv cauzat de fermieri contra autorităților. Peste toate vine ministrul transporturilor și ne spune foarte senin că el îi dă pe toți afară de la Portul Constanța dacă într-adevăr camioanele ucrainene au intrat în față sau au avut regim preferențial. Și noi credem că în acest moment această, să spunem, dezarticulare în comunicare și în transparență a autorităților române nu face decât să amplifice nemulțumirea fermierilor, pentru că au fost conduși pe acest drum începând cu, să spunem, luna iunie-iulie 2023, să nu mai vorbim de ce a fost în spate, căci da, cum mulți spun, e trecut. Nu, nu e trecut. A fost un drum, a fost o cauzalitate pe fiecare berigă. Și fiecare vorbește pe limba lui, și iar lucrurile nu se termină aici, pentru că, da, vom avea protest al fermierilor în piața Constituției, protest pe care au început deja să cațere diverse, să zicem, formațiuni politice și să încerce să politizeze mâncarea noastră. Iar mesajul nostru este unul foarte clar și foarte ferm. Lăsați hrana noastră în pace, depolitizați-o, oameni buni, pentru că, la un final, toate organismele guvernamentale responsabile sunt efectiv acum în pragul unei probleme uriașe. Hrana și siguranța noastră națională, pe lângă care toți au trecut cu nepăsare pe parcursul a 2 ani de zile, nu au băgat de seamă, au zis că lasă că merge și așa, iar acum, în modul cel mai popular posibil, mămăliga românească a explodat. Pentru că fermierii sunt efectiv nu cu cuțitul la os cu această exprimare, sunt cu capul sub apă. Da, în mod efectiv sunt cu capul sub apă și tot lanțul simbiotic de distribuție, de leasing utilaje este în aceeași condiție. Firește, unii se vor găsi și vor începe să găsească țapii spășitori, dar vă spun de pe acum, nu, exportatorii și cumpărătorii de marfă nu sunt țapii spășitori. Ei în permanență au oferit prețuri corecte, normale, în piață, doar că, ce să vezi, Portul Constanța are un program operațional foarte bine pus la punct. Și acel program operațional a generat, să zicem, aceste decalaje foarte mari la încărcările cu origini ucrainene față de origine românești. Altfel, să știți că acolo nu are nimeni nicio vină, niciun operator din niciun terminal din Portul Constanța. Vom urmări în continuare și vom, să spunem, dezbate și noi pe canalul nostru de comunicare ceea ce se întâmplă în mod efectiv acum în stradă. Pentru că, la un final, totul trebuie să aibă o rezolvare. Noi trebuie să ne asigurăm hrana, noi trebuie să avem garanția și siguranța hranei noastre. Ăsta este parametrul de bază, lăsând la o parte orice ajutor pentru Ucraina, care, firește, trebuie acordat, dar în condiții în care trebuie să ne protejăm efectiv agricultura noastră românească. Și acum să trecem la piețe și vorbim în primul rând despre grâu, care, după cum am văzut în săptămâna precedentă, a generat enorm de multe licitații și enorm de multe volume care au fost achiziționate. Însă a
au fost achiziționate la prețuri mult mai reduse decât se aștepta toată lumea. Rusia a intrat și ea în piață în mod firesc și am văzut așa. Algeria, care a cumpărat circa 900.000 de tone, am văzut Egiptul, care a cumpărat circa 360.000 de tone, am văzut Tunisia cu circa 120-150.000 de tone, am văzut Iordania cu 120.000 de tone achiziționate. Ultima licitație din Iordania este origine românească într-adevăr. Însă prețul mărfii, trebuie să știți că a început să scadă, pentru simplu motiv că este foarte mult grâu în piață. Iar peste tot acest, să zicem, lucru și fundament, cum că este mult grâu în piață, se așează încă un lucru, și anume Rusia, care este în mare întârziere în ceea ce privește volumul de export grâu în sezonul în care ne aflăm. Ei vor fi nevoiți să apese pedala de accelerație, să caute să cucerească orice licitație spre a putea să-și vândă marfa, căci au de exportat 51 de milioane de tone. Peste ocean, Statele Unite mai au cam 4 milioane de tone de exportat și își rezolvă problema cu exportul de grâu în acest sezon. Dar la noi aici, în bazinul Mării Negre, lucrurile nu stau chiar așa. Condițiile de vreme rea din porturile rusești, asociate cu condițiile de vreme rea din Odessa și, de ce să nu spunem, și din portul Constanța pe alocuri, au generat întârzierea în livrări și în export. Astfel că aceste cotații s-au diminuat în ultima perioadă de timp și le vedem în jurul valorii de 207-208. Hai să spunem, cu un pic de noroc pentru loturi mari, se pot obține chiar 210 euro pe tonă în paritatea CPT Constanța. Iar, ca un corolar și ca, să spunem, o susținere a analizei noastre, vedem noile indicații pentru recolta anului 2024, care nu sunt dintre cele mai fericite în acest moment. Vedem un decalaj între cumpărători. Unii cumpărători cumpără în indicația septembrie 2024 minus 20 minus 22 de euro, în timp ce alții postează deja un minus 35 de euro față de acest indicator. Una peste alta, trebuie să știți că avem un decalaj între 205 euro și 190 de euro pe tonă. Cumulate astea duce la o presiune de recoltă pe care n-am vrea să o vedem, la indicația de 180 de euro pentru marfă în prețul Constanța în vară, în plină presiune de recoltă. Însă avem un parametru, vremea, care trebuie să ne ajute, pentru că se vede de pe acum o lipsă acută de precipitații la nivelul continentului nord-american și presupunem că și la nivel european, în luna iulie și august, deci exact când se recoltează grâul, precum și o căldură extremă. Fapt ce ar putea cauționa niște spike-uri, adică niște izbucniri în ceea ce privește prețul. Însă până acolo mai este vreme lungă. Să ne bucurăm de zăpada care s-a așternut în aceste momente peste România și de apa care se va scurge din această zăpadă și va mai umple din rezerva de apă și așa secătuită a solului românesc. Mergem la porumb și vedem la porumb că într-adevăr scade. Exact cum am spus aici, pe nesimțite scade porumbul. O spunem încă o dată, da, recolte foarte bune în Statele Unite ale Americii, China cu cele 12 de milioane de tone în plus, Ucraina, care este la fel și în întârzierea exportului la porumb cu circa 2,2-2,4 milioane de tone, la toate se adaugă prognoza foarte bună din Argentina, care, apropo, Argentina a crescut în prognoză de la nivelul de 52, a urcat la 55 și acum urcă la 60 de milioane de tone, conform Rosario Grain Exchange. Brazilia se va bucura începând de săptămâna care urmează de precipitații din nou și acest lucru este benefic pentru porumb. La toate se asociază ca o contragreutate, să spunem așa, care trage și mai în jos prețul porumbului, faptul că China a avut un nivel de import extrem de ridicat pentru această perioadă comparativ cu sezonul precedent. Ei au ajuns la 27,15 milioane de tone și trebuie să vă spunem că această țară mare, care consumă așa de mult, China, va intra într-o mare pauză pentru că vor sărbători anul nou chinezesc în curând. Astfel că indicațiile de preț ale porumbului scad în portul Constanța în jurul valorii de 173, poate 175, hai să spunem 176 de euro pe tonă pentru perioada în care ne aflăm astăzi. Orzul, nicio zbâcnire, niciun semn de viață, ca să vedem și noi, să zicem, o izbucnire așa de preț, o cerere, pentru simplu motiv că este înlocuit în rețetele de furajare la nivel european de grâu furaj, care este, să spunem, în multitudinea lui din originile europene destul de mult. Și Ucraina are orz de furaj și celelalte țări și România, astfel că nu se vede nimic la orizont pentru orz. Ba mai mult, pentru recolta nouă, vedem deja un preț care, să știți că începe descurajant,
la nivelul de 160, poate 162 de euro pe tonă. Firește, la prețurile care le-am menționat până acum, trebuie să știți că ele sunt scăzute și cu 1 până la 2% din cauza taxelor instituite de guvernul actual al României. Mergem așadar mai departe și vedem. Rapița acum a avut o izbucnire cauzată de niște lucruri extrem de simple, pentru că soia nu a ajutat-o. În primul rând este cererea de aprovizionare, care este susținută în aceste momente, deci unitățile de procesare din nordul Europei au nevoie de materie primă. În al doilea rând a fost suportul venit din uleiul de palmier, ce are o indicație de producție mai scăzută și un nivel implicit de export mult mai scăzut în aceste zile, astfel că a pus umărul în complexul Vegoil și a ajutat uleiul de rapiță. Iar al treilea este un factor geopolitic. Știm cu toții cum grupul de rebeli Houthi periclitează traversul prin Bab el-Mandeb, Marea Lacrimilor, și astfel Australia se vede în postura de a ocoli pe la capul Bunei Speranțe cu transporturile de rapiță către Uniunea Europeană. Astfel că rapița a revenit din nou în jurul valorii de 435 de euro pe tonă și ne deplasăm de la indicația februarie, o părăsim în mod efectiv și ne mutăm la indicația mai 2024, pentru că, după cum bine știm, acum au început lichidările de poziții și acel numite travers sau migrarea către poziția următoare, dinspre februarie, înspre mai. Rollover se numește în termeni tehnici. Însă, ceea ce a recuperat rapița, a recuperat, să spunem, doar ceea ce a pierdut. Nu a avut, să zicem, un salt și acest lucru se vede în cotațiile uleiului de rapiță din FOB Rotterdam, unde rămâne latent în aceleași niveluri de preț, fără a manifesta, să zicem, vreo izbucnire violentă spre a putea, să zicem, cuantifica în prețul materiei prime. Firește, noi nu credem în România că astăzi mai sunt prea multe loturi de rapiță de vânzare, dar pentru recolta nouă trebuie să știți de la bun început că vom pleca de la un nivel de minus 35 de euro pe tonă în indicație august 2024. Încă o dată, mulțumiri autorităților care au lăsat România în afara Uniunii Europene din punct de vedere al conversiei valorilor de emisii care au fost cerute și au fost legiferate din 2018 cu termen de implementare în 2021, însă nouă, ca de obicei, nu ne-a păsat de absolut nimic. Semințele de floarea soarelui. Vedem aici un oarecare balans și o oarecare, să zicem, fermitate în ceea ce privește prețul semințelor, pentru că în Ucraina trebuie să știți că nivelul de preț a început să urce ușor, între 375 și poate 415-420 de dolari pe tonă, TVA inclus de 20%, deci așa lucrează Ucraina. Și acest preț depinde, firește, de orientarea geografică a fiecărei unități de procesare, însă acolo e un parametru. Și trebuie să știți că marfa ucraineană îl îndeplinește, și anume conținutul de ulei de 48%. Gândiți-vă doar că ce randament poate să aibă marfa la această condiție de ulei. În contrast cu România, care în sezonul care a trecut am avut o indicație începând de la 40 cu un maxim 42% conținut de ulei în semințele noastre de floarea soarelui. Astfel încât, în bazinul Mării Negre, astăzi, uleiul este, să zicem, prețul care se cere pe el în cotația Cismersin este de 900 de dolari, în timp ce cumpărătorii turci stau cu minți la 880, dar înregistrează achiziții de la vânzătorii ruși, pentru că au foarte mult ulei de vânzare și ruși, la nivelul de 888 de dolari pe tonă. Portul Constanța premiază floarea soarelui în aceste zile, orice lot ați dori să vindeți, căs 200, căs 300, căs 1000 de tone, cu valori în jurul lui 435 de dolari pe tonă, în timp ce unitățile de procesare au indicație de bază de 410, poate și 415 de dolari pe tonă, nu dezavuăm faptul că ar putea să ofere și mai mult, pentru că în acest moment, la nivel de cerere de licență de import, se află doar un singur procesator cu o cerere depusă. Cu alte cuvinte, trebuie să susțină în mod efectiv să-și cumpere marfa din piața românească. Căci acel import de ulei brut, care a fost, să zicem, continuat în ultima perioadă din Ucraina, nu poate să genereze un profit de așa de mare unei unități de procesare, pentru că ea nu se alimentează numai din distribuția de ulei, ci se alimentează și din vânzarea de șroturi, de gliceline și alte substanțe care sunt rezultanta directă a procesului de procesare a semințelor de floarea soarelui. Ar trebui să mai vorbim un pic de soia și trebuie să știți că soia s-a temperat extrem de mult. Soia a scăzut enorm de mult și s-a stabilizat în jurul valorii de 1220 de cenți pe bușel,
dar trebuie să înțelegem cu toții că săptămâna viitoare din nou vin precipitații în Brazilia, astfel că tentația fondurilor a fost să se poziționeze absolut toate short. Cu alte cuvinte, toate au pariat pe o viitoare, scuzați-mă, scădere a indicațiilor prețului soia boabe. Și acest lucru, firește, duce, să zicem, în cascadă către scăderea nivelului de preț al shortului de soia și scăderea nivelului de preț al uleiului de soia, care la rândul lui are ramificații directe în complexul uleiurilor vegetale. Cam atât pentru astăzi, oameni buni. Vă mulțumesc mult pentru că ați urmărit și astăzi rubrica noastră, chiar dacă este online. Vă doresc o odihnă plăcută și să ne auzim și să ne vedem cu toții sănătoși. Pe curând!